Nu este numai scufuză predica și ceea ce la bucurilor le juidem de atâția datii creștini și obiceiuri legate de nașterea Domnului. Crăciunul sau nașterea Domnului este o sărbătoare creștină celebrată la 25 decembrie în fiecare an. Ea face parte din cele 12 sărbători domnești. Crăciunul înseamnă și o sărbătoare laică celebrată de creștini care merg la biserică, la spre aspectul familiei și al timpului de cadou, sau pentru copii, dar și Moș Crăciun. Moș Crăciun a apărut prima dată în Statele Unite, în anul 1860, ideea în sine fiind adusă de danezi. Deși aceștia au promovat ideea încă din secolul al XVII-lea, Moș Crăciun este prezentat drept un bătrân vesel cu barbă albă care frânează pipa și zboară dintr-un car magic bucând cadouri copiilor. Copiii de la sate sau de la oraș. 2. Se dedică în această perioadă obiceiului popular străvechi, colindul, având semnificațiile diferite de la o regiune la alta. Colindele ca tradiții românești, de Crăciun fac parte din magia nopților de iarnă și misterul acestora. Deschide ușa creștină.